Sindicaliștii din România pregătesc un meeting de protest la Bruxelles pentru sfârșitul lunii septembrie. Sindicaliștii maramureșeni nu au luat încă o decizie în ceea ce privește participarea la acest meeting, însă o hotărâre în acest sens va fi luată în perioada imediat următoare. Confederațiile sindicale din țară pregătesc un meeting de protest la Bruxelles. Sindicaliștii maramureșeni nu au luat încă o decizie în legătură cu participarea la acest meeting. Săptămâna viitoare este convocat biroul executiv al federației, unde se vor pune la punct detalii privind meetingul confederațiilor sindicale de la Bruxelles, o formă de protest față de nerespectarea acordurilor de muncă și a Constituției. Deocamdată nu se știe nimic cu privire la reprezentanții din Baia Mare care se vor deplasa la Bruxelles. Inițial s-a dorit un transport cu câte un autocar cu membrii ai confederațiilor naționale din fiecare județ, a declarat pentru emaramureș.ro Liviu Pop, președintele sindicatului din administrație Baia Mare.